Tăcerea inimii catena. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate cu de toate. România este o țară plină de locuri frumoase și de produse naturale și sănătoase. Haideți să le descoperim împreună! În emisiunea de astăzi mâncăm usturoi, dar nu oricum. Ramona, bine te-am găsit. M-a atras mirosul de usturoi așa de la tine din bucătărie. Ce facem cu atâta amar de usturoi aici, că mujdei nu cred. Îți vine să crezi că o să facem dulceață din usturoi? Tu mi-ai zis ceva odată la un târg când ne-am întâlnit, dar nu te-am crezut. Păi nu m-ați crezut și toată lumea e așa un pic sceptică. Dar să știți că este numai usturoi. Dar și este făcut dulceață. Să știi că am muncit foarte mult la chestia asta, pentru că îmi doream foarte mult să fac ceva nou, ceva inedit. Și am muncit mult și întotdeauna testez pe prietenii mei, știi? Te dau să guste și când spun că este wow, atunci da, suntem de acord și ieșim cu ea. Dar ție îți place usturoiul? Mi-mi place foarte mult usturoiul. Noi folosim usturoi. Știi că este un foarte bun antibiotic. Da? Un antibiotic natural, așa și mai mult decât atât, este foarte gustos. Bun, în afară de usturoi, ce mai folosești la această dulceață minune, să-i spunem? Să știi că sunt niște condimente foarte faine, e adevărat, dar foarte mult contează tehnica cu care faci această dulceață de usturoi. Nu se face pur și simplu. Le-ai aruncat în oală, pui tu zahăr și ți-ai imaginat că așa este dulceața de usturoi. Nu e chiar așa. Se lasă la o temperatură mare la început, se pune cu un vin demisec rozé. Chiar voiam să te întreb pentru ce avem aici vinul. Putem să bem un pahar la sfârșit, dar nu înainte de a-l folosi eu cât am nevoie. Bine, rozmarin. Da. E deja mărunțit. Este deja mărunțit, da. Pentru Bun. Că avem nevoie să-l punem deja. Aici avem? Acolo avem cimbru. Așa, ce interesant. Aici, acolo, avem schinduf. Da, și mie îmi place foarte mult. Și nouă ne place foarte mult. Da, e foarte fain. Și cardamon. Și cardamon, dar să știi, contează foarte mult cât pui și cum pui. Asta nu să spun chiar tot așa, o să spun așa mai pe repede, știi? Să nu vezi tu chiar tot, să faci și tu. Vrei să-ți spun ceva? Faci deja. O să-mi spui orice, că oricum nu o să încerc. Am înțeles. Prefer să iau un borcanel de dulceață gata, făcută. Perfect, da, vezi? Mi-e mult mai comod exact așa. Exact asta spuneam și eu, că e mult mai simplu, știi? Da. Toată lumea acasă este mulțumită. Exact. Da? Am făcut ceva, nu știu, pește, friptură, orice. Am pus repede. Imediat mușdeiul e gata. Nu mai pică pe nimeni. Știi întotdeauna ce cine face mușdeiul? Ramona. Exact. Eu mă ocup de asta. Bun. Să începem. Aici avem aproximativ 2 kg de usturoi deja tocat. Nu da? Te întrebe cine a picat să curețe, că nu vreau să știu. Imaginați-vă că sunt doar 2 kg, da? Da. Voi și faceți noi facem, peste da? 10, nu? Mai mult de 10 kg, cât? Mult mai mult, dar noi facem doar 2 kg într-o oală. Nu se poate face o cantitate mai mare pentru că se lipește, o să vedeți, și nu este ce trebuie. Adică nu-l poți controla așa? Nu poți controla și se prinde. E foarte sensibilă chestia asta și se mestecă continuu în el, da? Se amestecă continuu pentru că asta se prinde și e foarte grav. De fapt, de aceea se și numesc delicatese produsele voastre, pentru că nu procesați o cantitate mare odată. Eu am pus deja jumătate din cantitatea de zahăr. Da. Avem deja în oală, o să punem vinul. Și rețeta asta cum ți-a venit în minte? Prin încercări repetate sau pur și simplu ai făcut-o odată și ți-a ieșit? Am încercat-o de două ori, la un moment dat mi se părea că este un pic, parcă prea dulce pentru gustul meu. Uh-huh. Și am mai lucrat la ea doar din seama de lămâie și să știi că a ieșit ce trebuie. Dar haide să venim cu usturoiul. El își mai păstrează din proprietăți? Își păstrează din proprietăți. Sunt cum se face cum la... aici? Da, te rog.
Nu se face la foc foarte puternic. Uite, să recuperăm și ultima picătură de zeamă. Pe... Vezi, Costi? Uite, 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 ia uite. Ultima picătură de zeamă, ia uite. Și știi de ce nu trebuie nimic pierdut? Pentru că este foarte migălos de curățat. Păi, te-am întrebat mai devreme pe cine foarte a picat. Migălos. Și să nu-ți imaginezi că am găsit noi vreo... Metodă ingenioasă să curățăm noi nu știu câte kilograme de... Nu, se metoda clasică. Exact. Știi pentru ce este bun? Că m-am gândit. Știi, când adică știu, da, așa... Când am stat prima dată în aburi ăștia de usturoi, m-am tot gândit, bă, trebuie să aibă o chestie care să facă bine și pe exterior. Adică îți făceai tu curaj, da, cum ar veni, nu, știi? Da, nu, niște scenarii să zic, băi, trebuie să merite din multe puncte de vedere să stai lângă un usturoi care se înfierbântă, știi? Așa. Am aflat că este foarte bun pentru elasticitatea pielii. Îți imaginezi? Adică stăm așa ca la cosmetică. Exact, și sunt încă la spa. Inspirăm. No? Deci exact ca la spa suntem. Sunt așa de încântată, știi? Și mai ales când oamenii sunt așa, știu, pe bune, și când gustă, serios. Și când le expui, domne, pe o bucată de pește, pe o friptură, știi, pe o carne albă. Și de pui, da. Și de pui, sigur că da. Dar să știi că merge pe legume la grătar într-un mare fel. Cred. Adică, știi, un plus de gust. Nu mai vorbim de proprietăți, că e antibiotic, că e antirăceală, că e... Oh, dacă te n-are, anti-inflamator. Exact, exact. Dar anticancerigen. Da, da. Ce și este? Și este foarte bun. Foarte bun și uite. Se cere dulceața de usturoi? Să știi că da. Știi ce e cel mai frumos? Când într-adevăr omul a folosit, adică știi că i-a plăcut, l-a consumat cu plăcere și vine să-și ia și al doilea borcan. Cred că dulceața asta este bună și pentru cei care au probleme cu stomacul, au probleme cu bila și nu pot consuma usturoi în stare crudă, dar și-ar dori să mănânce usturoi, da. Știi? Da, este bun pentru că este un pic fiert usturoiul, adică un pic mai mult și probabil că arsenicul acela care da, face care de fapt are, rău, arde la stomac, dispare, da. E, și de acum focul este mic, să știi. Dacă la prima etapă focul a fost un pic tare ca să se evapore vinul, acum este la foc mic. Trebuie lăsat o perioadă lungă și trebuie doar amestecat continuu, atâta tot. Uite, este aproape face, gata. Da, 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 polborosește așa. Da, aproape gata. Haideți să punem condiment. Cu ce începem? Te rog, haideți să punem un pic de rozmarin. Bun. Adică o linguriță la ce avem a aici. A venit rozmarinul. Ok, perfect. Bun. Așa. Pune și cimbru, te rog, tot o linguriță. Urmează cimbrul. Ramona, de unde luați usturoiul? Cred că ai observat că usturoiul nu s-a înverzit. Este usturoi românesc. Noi avem stai, oameni... Exact. N-am nu se înverzește. Schindu, se... da? Dar mai puțin, mai puțin, mai puțin. Mai puțin? Oh, mai puțin. Ce bine că m-ai văzut. Așa? Gata, da. E de ajuns? Da. Așa, și la fel și cardamon, te rog. Noi toate legumele, inclusiv usturoiul, luăm din sudul țării. Aveți... Avem niște oameni acolo aha. Care ne aduc. Uite, acum vezi că e din ce în ce mai gros, cere mai multă atenție, pentru că în câteva clipe, dacă nu ești atent și n-ai amestecat, se prinde de oală. Costi, tu nu vrei să mă filmezi și pe mine aici cum muncesc? Uite, fac și eu dulceață de usturoi. Eu am fugit de acolo de lângă cratiță pentru că mă ustură ochii îngrozitor de tare. Bine, nu că aici ar fi mai și pe tine, nu? Ia un pic de lămâie, Costi. Cam câte borcane de dulceață ți ies de acolo din oală? În jur de 10-12 maxim. Hai că nu muncim chiar degeaba. A, e adevărat, nu muncim degeaba. Știi ce-mi pare rău? Că n-am curățat împreună usturoiul. Eu cred că este mult mai puternic mirosul acum la fiert decât la acolo, curățat. La curățat este foarte multă migală, știi? Trebuie să te înham cu multă răbdare. Dar nu te ustră ochii în halul ăsta. Nu te ustră ochii. Îți miros mâinile, adevărat, dacă nu ești atent. Pentru că și prin... mânușețile acelea micuțe trece. Da. Știi, degeaba te ferești, degeaba încerci tu să... Dar tu îți dai seama cum o să mirosim noi după filmarea? Costi, cred că și pentru tine e valabil. Dulceața noastră este gata. Hai că ne-am mai liniștit un pic așa să ne mai treacă lacrimile. Haide să punem la borcană. Îl punem fierbinte. De fapt, asta se face la orice dulceață. Da. Acum este gata.
Eu cred că dacă n-avea fundița asta, nici nu putea fi folosit într-un preparat. Exact. Toți concurenții care au participat la Festivalul Cerburi de Aur au primit astfel de suveniruri făcute de Carmen. Atunci am aflat ce lucruri minunate știe să facă. Mulțumim frumos că ne-ai primit la tine în atelier. Și eu mulțumesc că ați venit. E pasiunea mea din tinerețe, din anii facultății. Am început așa într-o joacă și am ajuns să fiu singurul doctor din țară care face tricotaje. Asta voiam să te întreb. Cum ai ajuns la tricotaje? Pentru că știu că ești medic. Am început într-o joacă să fac design pe tricot. După care am făcut o școală prin Germania, am învățat să tricotez pe mașini cu comandă numerică, am învățat să fac programe, structuri și am dezvoltat o mulțime de tricotaje pentru case mari de modă din Europa și din America. Medic fiind, ne recomanzi un anume tip de tricotaje? Pentru că eu cred că este foarte important pentru pielea noastră ceea ce purtăm. E foarte important. Vedeți, toți ne gândim să ne ducem să cumpărăm de la branduri mari și cu cât mai multe reduceri. Nu cred că asta e scopul. Cred că e bine să purtăm mai puține haine, dar care să fie foarte sănătoase pentru pielea noastră. Vedeți că sunt foarte mulți oameni cu alergii în ziua de astăzi. Așa este. Alergiile nu sunt numai pe plan emoțional apărute, sunt și alergii care țin de toxinele care sunt în vopselurile cu care se vopsesc hainele și fibrele, și fibrele, da. Adică am fost surprinsă să găsesc la case mari de modă mult poliester. Deci foarte puțină lână, 10%, și restul poliester sau poliamidă. Orice avem aici, un poliester nu lasă niciodată pielea să respire. Nu? Pe când dacă cumpărăm o lână, și mai ales o lână merinos sau o lână cașmir, atunci avem cu totul și cu totul alt rezultat. Și putem purta acea haină și 10 ani, pentru că dacă știm să o spălăm, ea se păstrează perfect. Care ar fi condițiile păstrării timp îndelungat a unei haine de calitate? De calitate, în primul rând să știm cum să o aerisim, să știm cum să o spălăm. Deci o fibră naturală nu se spală decât la 30 de grade, dacă nu ea se contractă, da? Și lâna trebuie spălată doar la program special de lână și cu un detergent care se adresează lânii merinos sau lânii în general. Da? Și atunci vom păstra o haină, eu folosesc lâna merinos la majoritatea tricotajelor mele și lâna merinos lasă corpul să respire, are proprietăți antibacteriologice, nu dă alergie, ne apără de acarieni, pentru că aceștia sunt, datorită lanolinei, sunt împinși pe suprafață și ea se curăță foarte ușor și mai ales elimină umezeala care apare, da? Transpirația știe să lase corpul să respire și umezeala aia se pierde în atmosferă. Deci până la urmă dă senzația de uscat atunci când noi ieșim pe stradă și este ploaie și e vânt și e iarnă, da? Ne apără extraordinar de bine. În același timp ținându-ne și de cald. Ne ține și de cald, exact. Acum suntem femei și nu putem să nu vorbim un pic și despre modă. O să te întreb ce te inspiră în modelele tale și ce fel de tricotaje produci? Eu produc mai mult pentru țările nordice. Deci m-am orientat spre lână, spre cașmiruri și gândesc foarte mult structuri, cum am cea de pe și mine, pentru design. Pe tine ai. Da, design pentru Norvegia, pentru Danemarca, pentru Finlanda, pentru Irlanda, iarăși. E pasiunea din ultimii 10 ani și acolo mă regăsesc. Da.
Noi putem să spunem despre brașoveni că sunt privilegiați, pentru că tu ai aici un magazin foarte cochet și drăguț, dar da, uite că da. Și noi am venit de la București să te cunoaștem și să-ți admirăm produsele și de ce nu să ne și luăm ceva de aici. Sunt convinsă că o să găsiți ceva pe plac, pentru că avem foarte multe culori și culori care merg purtate seara, la munte, la o cabană, dar și pe pârtia de schi, la fel, o hăinuță frumoasă pe care o putem lua după ce am fost la schi și putem în ea să ne petrecem toată seara, chiar să dansăm și ne ține și de cald și este și foarte la modă. Vreau să-ți alăg niște mănuși, uite, din cașmiruri, foarte frumoase, făcute pentru... Vai, ce fine. Încearcă, te rog, să vezi ce senzație plăcută ai pe mână. Și pot fi purtate și ceva mai sus pe sunt antebraț. Sunt convinsă că da? Țin de cald. Da, și țin și sunt extraordinare. Da. Asta știi pentru ce cred că sunt foarte bune? Pentru șofat. Exact. Nu-i așa? Foarte, da, când avem da, nevoie da. Să avem mâna suficient de caldă de liberă, exact. Și suficient. Adică să nu fie ceva foarte gros. Da, da. Și culorile sunt foarte, sunt potrivite, le poți asorta la orice plovăr, la orice pardesiu, la un paltonaj frumos. Uite, da. Și văd aici și celebrele modele norvegiene despre care da, îmi spuneai. Ai, știi ce mi-a plăcut foarte mult? Felul în care se cerbul încheie. Cerbul nostru. Da, da, da. Da. Sunt modele făcute special pentru România. L-am gândit special pentru noi, pentru români. E cu cerbul nostru carpatin. Așa, și seamănă și... întrucâtva și cu costumele noastre populare. Combinația da, asta de roșu da, cu alb și are, negru. Are motive și... populare. Foarte, foarte frumoase și plăcute. Se aseamănă cu cele norvegiene, dar de data asta nu. Uite, văd că te-ai gândit la toate detaliile și aici are ceva. Un flis, da? Uh-huh. Ca să fie în jurul gâtului, să fie mult mai moale. Asta fiind o lână ceva mai aspră, nu foarte aspră, dar ceva mai aspră. Nu e lână merinos, dar e foarte călduroasă și lasă corpul să respire. După schi sau seara sau în zilele în care merg la munte, sus la cabana. Asta mă gândeam, eu sunt o iubitoare de iarnă și de frig și cred că este suficient. Dacă nu este ger afară, cred că o putem purta și pe post de jachet. Da, da, da. Nu? Cursul emisiunilor noastre, v-am îndemnat să vă luați câteva elemente din natură în casele și curțile dumneavoastră. Plante, animale de companie. Ei bine, acum a venit sezonul rece. Cum ne îngrijim animalele de companie? Este o întrebare la care va răspunde doamna doctor Andra Mogoșanu. Sărut mâna! Bună ziua! Vă mulțumesc că ne-ați primit în cabinetul dumneavoastră veterinar. Mulțumesc că ați venit! Sunt foarte interesat să aflu ce trebuie să facem pentru animalele de casă în momentul în care vine sezonul rece și mă refer la animalele de casă care mai ies și pe afară. Mai ales aici la dumneavoastră, la Brașov, este un pic mai frig decât la București. Așa, și trebuie să fim atenți la diferențele de temperatură. Cum facem? În funcție de rasă, părul scurt cu părul lung, bișon, de exemplu, sau ciobănesc, ciobăneștii pot sta afară fără probleme, însă ori în casă, ori afară, să nu ținem numai în casă sau după aceea să dăm drumul afară, pentru că nu se pot adapta. O diferență de 20-30 de grade poate fi fatală unui cățel, răcește, poate să facă pneumonie și în cele mai rele cazuri poate și moară. Deci este foarte important, ori în casă, ori afară. Putem să dăm drumul afară, jumătate de oră, o oră, dar depinde ce activitate are cățelul. Dacă aleargă, se joacă sau pur și simplu stă, îl scoatem afară și îl ținem în cușcă. Hăinuțele au o importanță pentru câinii de talie mai mică? Pentru bișon, de exemplu, vă dau un exemplu de rasă, bișon, Yorkshire, Chihuahua, acești câini sunt mai tund, pentru că datorită umidității trebuie tunși, se încălcește blana și trebuie stunși, măcar un pic. Deci trebuie stunși, pieptănați și este foarte important să aibă hăinuță ca să nu se încălcească blana.
blănița. Sunt câini de apartament care au blană, este Shih Tzu, de exemplu, da, dar care nu sunt adaptați pentru exterior. Ei stau mai bine în casă, alături de om, da, stau de multe generații. Ei trebuie îmbrăcați sau pot să iasă cu părul lung afară, așa cum i-a lăsat natura? Tocmai despre asta, ziceam, datorită umidității, se încălcește blănița, e mai bine să fie îmbrăcați. Este mai bine și să stea afară, știu eu, 10 minute, 15 minute, când este foarte frig, când sunt minus 10, minus 15 grade. Ar fi mai bine să iasă puțin. Își fac nevoile și face ea. Haideți să vorbim puțin despre alimentația animalelor pe perioada iernii. Atât despre câinele de apartament, dar mai ales despre câinele care stă în curte. Da. Câinele de apartament, în mod normal, mare diferență. Nu facem la mâncare, aceeași mâncare o va mânca în continuare, pentru că are același stil de viață, sedentar. Așa, iar câinii care stau în curte au nevoie de un pic mai multă mâncare și mai multă proteină în perioada de iarnă. Au nevoie, o să consume mai mult, organismul consumă mai mult pentru că face eforturi de a păstra căldura pentru termoreglare. Deci mănâncă puțin mai mult și niște vitamine ar fi binevenite la începutul iernii, în toamnă. Ce vitamine? Un complex de vitamine, de toate vitaminele, un complex, cel mai bine. Habitatul trebuie adaptat pentru iarnă? Da, eventual o izolație acuștii, să nu intre curenți de aer, o ușiță. Despre pisici, ce ne puteți spune? Despre pisici? E asemănător câinelui. Deci pisica tot așa, ori în casă, ori afară, dacă e pisică de afară, să aibă un adăpost, o cușcă izolată, la fel ca și la câine. Și pisica iese și se poate intra în casă la nevoie când vrea ea, să nu fie lăsată afară. Dacă totuși observăm semne de răceală, ce facem cu animalul de casă? Semnele de răceală ar putea fi febră, tuse, strănut, exact ca și la om, pot să-i doară chiar și gâtul, ca și pe oameni. Atunci mergem la medicul veterinar care îl va consulta, ar putea să-i dea un antibiotic și câteva zile va fi bine, însă după aceea trebuie ținut la căldură, chiar dacă este un câine care stă afară. Un pic menajat. Vă mulțumesc mult pentru sfaturi și, într-adevăr, trebuie să fim atenți la animalele de casă, mai ales atunci când le creăm condiții omenești de viață. Emisiunea noastră de astăzi se termină aici. Dar până fac eu focul, aveți tot timpul să ne găsiți pe domeniul nostru de YouTube sau pe rețelele de socializare. Nu ne luăm la revedere însă înainte de a mulțumi sponsorului nostru. Catena, farmacia inimii. Pe curând! Farmacia inimii.